12:20, înapoi la pulsul zilei. Toate știrile din jurnalul de prânz le regăsiți și pe site-ul nostru radiomureș.ro. Continuăm împreună până la ora 14 în pulsul zilei. Nu mai sunt singură în cabina de emisie, alături de mine sunt 1, 2, 3, 6 invitați, elevi și profesoara lor, Carmen Nichiforiuc. Bine ai venit la Radio Târgu Mureș, ne cunoaștem de o vreme, așa încât ne tutuim această adresare la persoana a doua singular. Da, bine v-am găsit și mă bucur pentru această oportunitate de a fi alături. Cu ce ocazie pe la noi, după ce ați vizitat Poliția Județului Mureș? Păi am venit să vă povestim cum a fost experiența noastră și ce am văzut. E vorba despre experiența voastră în Ziua Ștafetei. Este un program național care se desfășoară cam peste tot în țară și în cadrul căreia, în cadrul acestei acțiuni, voi practic experimentați tot felul de meserii, de profesii. Greșesc? Nu, chiar asta experimentăm și să vedem dacă ni se potrivesc meseriile. Întrebarea ce vrei să te faci când vei fi mare, cred că ați primit-o toți la vremea potrivită, nu? Odată. Nu odată. Și de acum o să o primiți din ce în ce mai des, probabil. Exact. Și cum vi s-a părut această experiență la poliție, la Poliția Județului Mureș? Interesantă, chiar. Îmi spui și cum te numești? Pantia Mihai. Clasa 8-a. La Școala Generală numărul 7. Da, da. A fost foarte, foarte interesant. Chiar nu mă așteptam să fie așa, wow. Am văzut de la arme la cum se realizează un portret robot. Chiar a fost wow. Nu-mi găsesc cuvintele. Deci a fost wow prima experiență. A fost prima experiență în cadrul Zilei Ștafetei. Da. Carmen, îi coordonezi pe acești elevi aici la nivelul școlii de la care vii. Pentru că în județul Mureș sunt mai multe grupe de lucru. Suntem în total, cred că 6 școli din județul Mureș. Asta însumează peste 140 de elevi care experimentează o meserie. Din Târgu Mureș, Școala Gimnazială 7, Școala Gimnazială Alexandru Iancuza, Școala Omega, avem de la Iernut, Sighișoara, Reghin. Este o oportunitate și chiar cred că merită să o experimentăm și noi ca coordonator sau cadre didactice, precum și copiii. Fetelor, vouă cum vi s-a părut la poliție? Ați găsit foarte multe femei polițist acolo? Ați văzut? Da, au fost chiar foarte multe. A fost o experiență interesantă. Tu cum te numești? Mă numesc Parcu Ioana. Un pic mai aproape de microfon. Suntem mulți, dar ne împărțim microfoanele în mod egal. Și ce te-a impresionat? Pentru tine a fost tot wow? Da, ca și colegul meu, nu m-am așteptat să văd chiar atât de multe lucruri interesante și să învățăm multe. A fost chiar o experiență foarte frumoasă. Și vreuna dintre voi i s-a aprins așa beculeț, mă gândesc la cariera de polițist, ceva de genul? Da. Serios? Da. Ați pus întrebări, ce trebuie să faceți, ce școală urmat, care sunt pașii? Am întrebat și trebuie să urmăm o academie și trebuie să avem școală. Asta a fost doar un reper, poliția, dar mai sunt și altele. Unde veți mai merge? Unde veți mai ajunge? Până acum am fost cu o parte dintre colegii lor la Galeria de Artă, unde ne-am întâlnit cu artistul Vasile Mureșan și cu doamna Lotzcu Oronco. Alți colegi au experimentat meseria de educatoare, de învățătoare și mai sunt câțiva colegi care vor experimenta meseria de medic veterinar. Foarte diverse. Da, asta a fost și scopul, să facem grupe unde să mergem să experimentăm la locul faptei o anumită meserie. Ce altceva v-ați dori voi să experimentați? Aș dori să experimentez cum este să fiu un doctor veterinar. Ai această ocazie? Da. Un chirurg sau un doctor. Vreau să merg și pe latura aceasta. Și voi, medicinei. Fetelor? Eu mi-am dorit cel puțin să experimentez și cum ar fi să fiu un avocat sau procuror. Vouă, băieților, ce v-ar plăcea? Și eu aș dori. În locul cui să vă puneți? În locul unui doctor, chirurg, unui chirurg plastician. În unele momente mi-aș dori să fiu în locul profesorilor. Când e mai greu pentru profesor sau când le e mai ușor? Păi nu știu, tot. În unele momente mi-aș dori să fiu în locul lor, dar în rest aș vrea sau la poliție sau în armată. Hai să povestim puțin, Carmen, și despre această zi a ștafetei, pentru că nu e prima oară când se derulează și în țara noastră această zi a ștafetei. De fapt, sunt mai multe zile. Da, este perioada
între 15-25. Eu coordonez această activitate doar de anul acesta, deci încă n-am mai participat în calitate de coordonator. Și vreau să zic că sunt foarte încântată atât de campanie, dar cât și de deschiderea mentorilor, deci persoanele care îi ajută pe copii să experimenteze diferite aspecte ale meseriei lor. Dar la fel sunt încântată și uimită de, să zic eu, de deschiderea celorlalți sau celor care predau ștafeta, probabil, nu? Da, dar și a, să zic eu, a cadrelor didactice care m-au susținut sau, uite, și tu ai fost foarte deschisă să ne primești, să împărtășim și celorlalți această experiență. Deci, toți factorii care au participat la această activitate au fost foarte deschiși și foarte implicați. Până la urmă, este o materie care ar trebui să li se predea tuturor copiilor. Da, este forma concretă, este forma concretă a tuturor cunoștințelor teoretice. Absolut. Sau finalitatea lor. Că până la urmă, uneori îmi dau seama la copii, le este foarte greu să vadă finalitatea. Pentru ce trebuie să învăți biologie? Pentru că dacă vrei să te faci polițist și să lucrezi la serviciu criminalistic, clar trebuie să ai niște cunoștințe de anatomie, mai că pentru ei e foarte greu să vadă finalitatea și aceste experiențe îi aduc sau îi motivează, de fapt. Îi motivează și nimic nu e imposibil. Voi acum sunteți la un capăt de drum. Fiind clasa 8-a, aveți de făcut câteva alegeri foarte importante. Cât de greu vă este? Cine vă ajută să luați cea mai bună decizie? Păi, în general, părinții ne ajută. Nu doar aici, ci peste tot, în general, la luat decizii. Spre ce te vei orienta când vine vorba de liceu? Biologie, chimie. Biologie, chimie. Ți-ai fixat deja foarte cu o mare precizie această țintă. Îți doresc succes. Mulțumesc. Mi-am fixat cu precizie această țintă deoarece este un profil real și mă pot duce mai departe și pe altceva, nu doar pe medicină sau... Deci am mai multe opțiuni. Și fiecare dintre voi și-a fixat deja? Nu ești a 8-a, ești doar clasa 7-a, dar tu? Și eu tot pe profilul biochimie, biologie-chimie. Și ca și liceu mă gândeam unirea sau papiul. Vă doresc tuturor succes. Și voi v-ați ales deja? Tot biochimie. Informaticieni avem printre noi? De data aceasta nu. De data aceasta nu, dar cu siguranță dintre colegii voștri rămași la școală sunt și dintre cei care își vor alege Mate Info. Da. Vă mulțumesc tare mult că ați ajuns și la Radio Târgu Mureș. A fost un maraton astăzi pentru întreaga echipă. Da. Urmează celelalte profesii să le experimentați. Da, și încheiem campania chiar foarte mulțumiți, pentru că este un experiment și pentru noi ca școală, și pentru cadre didactice, și pentru elevi. Și chiar sper să continuăm și sper ca și societatea și instituțiile de învățământ să se deschidă mai mult spre aceste activități practice, concrete. Mai ales că peste tot este nevoie de foarte buni specialiști. Da, așa este. Vă mulțumim foarte frumos și pentru primire. Și eu, că ați ajuns la Radio Târgu Mureș, vă doresc mult succes celor care sunteți în clasa 8-a și celor care sunteți în clasa 7-a să vă inspire ceilalți. Vă mulțumim! Mulțumim.